Parcul Colțea, în centrul Bucureștiului, la stația de metro Universitate, unde în fiecare sâmbătă și duminică până la sfârșitul lunii septembrie se întâmplă muzică clasică. Există spectacolele tipice cu orchestre, cu quartete, cu quintete și există și ceva concerte atipice. Când am văzut tobă pe aia, zic, e altceva. Zic, să vedem ce se întâmplă. E plăcută, în orice caz. Trebuie să accept toate genurile. Iată niște tineri care ne-au readus la viață. E minunat, bravo lor, să ține tot așa, ne place. Foarte fain, veneam dinspre Rosetti și nu m-am mai putut dezlipi, adică chiar foarte fain. I-am căutat pe Facebook deja, m-am înscris la canalul lor de YouTube să văd ce mai postează și foarte curios unde o să-i mai văd în continuare. Pe scenă se află Blade Strings, care este primul quartet din România, care cântă pe instrumente clasice, muzică rock și alte tipuri de prelucrări din zona pop, disco, latino și așa mai departe.